Vorbim despre motivele Ai găsit nouă principale, motive pentru revocare, să spunem așa, pentru care Augustin Lazăr ar putea să fie revocat, pentru că se vorbește cel puțin în ultimele zile de acest protocol care a apărut acum semnat în 2016. Cu siguranță este unul dintre cele mai importante motive pentru care Tudorel Toader ar putea să ajungă la concluzia că trebuie să fie revocat Augustin Lazăr, după ce s-a făcut că n-a știut absolut nimic de protocoale și că sunt doar niște inginerii, iată că a apelat la o astfel de inginerie. Susținerea abuzurilor la nivelul DNA, spunea și doamna Norica Nicolai, că până la urmă Direcția Națională Anticorupție este, scrie în legea DNA, este condusă de Procurorul General prin intermediul Procurorului Șef. Adică Augustin Lazăr este la fel de răspunzător ca și doamna Chioveși pentru tot ce s-a întâmplat DNA, pentru achitări, pentru abuzurile procurorilor și pe care ororile de la Ploiești, în loc să le sancționeze, absolut, le-a tolerat și le-a încurajat. Iar Augustin Lazăr, în ceea ce privește pe cei de la Ploiești, nu a făcut absolut nimic. N-a luat nici măcar o măsură, nici măcar un control pe care să-l ceară pur și simplu. Asta a luat control, a luat o măsură în ceea ce privește pe George Bucuric, acela care era acuzat de hărțuire sexuală și l-a trimis la un alt parchet. În ceea ce privește pe procurorii care falsifică probe, absolut nimic nu a făcut Augustin Lazăr. Un al treilea motiv, poziții publice de legiuitor, contrar statului magistraților, asta pentru că domnul Augustin Lazăr a vorbit de foarte multe ori despre modificările la legile justiției, despre modificările la codurile penale, despre deciziile CCR, le-a criticat poate la fel de mult sau poate chiar mai rău decât doamna Chioveși și spunea de fiecare dată că nu trebuie să fie modificate, asta în condițiile în care dumneavoastră doar trebuie să aplice legea fiind procuror, legea care este în vigoare. Am văzut că de cele mai multe ori a combătut Parlamentul României extrem de dur, a combătut și Curtea Constituțională, deci a fost un factor activ de implicare în combaterea deciziilor luate de alte puteri ale statului. Un al patrulea motiv, ce am discutat și mai devreme, dosare nelucrate, procurori fără performanțe, dacă un procuror la parchetul general nu e în stare să facă în 5 ani un rechizitoriu, eu spun că domnul Augustin Lazăr trebuie... Afirmația asta ta pe mine mă pune foarte serios pe gânduri. Cum să nu faci un rechizitoriu în 5 ani? Sunt anumiți procurori care n-au făcut absolut nimic. Un rechizitoriu care s-a ocupat niște dosare, poate în urmărire penală și pe care ulterior l-a închis. Pentru că sunt foarte multe dosare închise la parchetul general. Poate au făcut altceva în perioada asta. Încălcarea codului deontologic aici... Nu? Ce putea să facă doamna? Nu știu, să pierdă timpul. Eu știu, să fi fost la pescuit, să fi... Să pierdă timpul. Da. Să asculte posturi de radio, cine știe ce a făcut. Susținerea abuzurilor în încălcarea codului deontologic, un al cincilea motiv. Aici vorbim despre declarațiile pe care le-a făcut Augustin Lazăr și pentru care Inspecția Judiciară a și făcut verificări și a ajuns la concluzia că a avut abateri disciplinare, i-a numit, dacă vă aduceți aminte, pe parlamentarii din comisiile parlamentare inculpați de rang înalt. Splendid. Ceva deosebit. Numai în România se poate așa ceva. Un al șaselea motiv, susținerea abuzurilor la nivelul parchetului general. Aici am putea lua ca exemplu procurorul Elena Iordache, care știm foarte bine că a avut parte de presiuni în ancheta de la Ploiești. Inspecția Judiciară a constatat că i-a fost încălcată independența. Augustin Lazăr n-a avut nici măcar o poziție. A fost încălcată independența, spuneau cei de la inspecție, de procurorul șef de la secția de urmărire penală. Nu a luat nicio măsură până acum. Mai departe, deci, mai sunt încă trei motive, să le parcurgem rapid. Neglijarea atribuțiilor de serviciu, cheltuieli excesive în deplasări externe. E, aici este... Cum adică cheltuieli excesive în deplasări? Nu cred Lazăr, că de sunt exemplu, sume mari. Sunt sume foarte mari, dar este foarte interesant, de exemplu, anul trecut, în timp ce Inspecția Judiciară făcea un control la parchetul general, acel control de fond, domnul procuror Augustin Lazăr a considerat că trebuie să meargă la o conferință în China. Era o conferință se care dura 10 zile, în China. 10 zile, dar s-a mai plimbat puțin și prin Hong Kong, 5 zile, tot pe banii statului, dar fără să aibă nicio legătură. Mi-amintesc niște domne de la CSM mergeau în Hong Kong la conferință, da? Dar în Hong Kong nu era conferința, asta zic, doar în China a fost 10 zile. 5 zile le-a petrecut domnul Augustin Lazăr, probabil s-a plimbat. Deci 10 zile în China, 5 zile în Hong Kong. 5 zile în Hong Kong. Și de exemplu, acum a fost... Tind să-ți dau dreptate, sunt niște costuri. Sunt. Și acum a fost tot pe banii noștri, cum ar veni să și sincer, își lanseze o carte la Chișinău. Unul din puținele state din lume cu care n-aș vrea să fac schimb de experiență în privința justiției este China. Este China. Adică totuși, cu Partidul Comunist Chinez, justiția e în fața puștii. În fine, 8.
Reacții halucinante, contrare legii, a vorbit domnul Augustin Lazăr, evident luându-i apărarea Laurei Codruța Căveș și cu privire la revocare, spunea domnul procuror general că este mult mai important un regulament al CSM decât legea și Constituția 303 din 2004. S-a contrat atunci foarte tare cu Tudorel Toader și încerca să explice ministrului Justiției că n-are nicio legătură legea, ci regulamentul al CSM-ului este cel mai important. Vedem că nu știe că legea este primează față de orice. Și un al nouălea motiv pe care l-am gândit noi, eu cred că domnul procuror Augustin Lazăr ar trebui să dea explicații cu privire la banii donați familiei. Știm că a donat fiicelor 80-90 de mii de euro pe an. Nu știm din ce a mai trăit, dacă a donat toți banii pe care i-a câștigat. 9 motive, doamnelor și domnilor, mulțumesc, Berta Popescu. Așadar, 9 motive din posibilul dosar de investigare a activității Procurorului General al României, Augustin Lazăr, de către Ministrul Justiției, Tudorel Toader. Domnule Victor Boștinaru, o radiografie foarte interesantă făcută de Berta. O radiografie interesantă, recunosc cu umilință, neavând o formație juridică, n-am să intru pe aspectele legate de incidența cu legea, legea de organizare, de funcționare, mă refer doar la următoarele elemente. Primo, ce urmărește Ministrul Justiției, ca și în cazul fostului procuror șef al DNA? Managementul. Din perspectiva managementului, adică a gestionării, administrării acestei entități publice, vedem rezultatele. Câte dosare neatinse, câte achitări, câte dosare despre care nimeni n-a mai auzit. Ori managementul înseamnă un raport optim între resursele umane și financiare alocate și performanța acelei instituții. Dacă dumneavoastră vedeți aici performanță, eu am cele mai mari îndoieli că a existat vreo urmă de performanță sau că a existat vreo urmărire a minimei performanțe în activitatea Procurorului General și a Parchetului General. A doua chestiune, modul în care domnul Procuror General a acceptat necondiționat, ca să nu spun slugarnic, conduita altor procurori, a închis ochii la abuzuri care ulterior au fost dovedite, au fost probate, de fiecare dată spunând că e bine și trebuie să fie lăsate lucrurile astfel. Și există un lucru pe care eu, repet, ca neavând formație juridică, îl consider inacceptabil. Cazul Ghiță. Refuzul de extrădare de către Serbia a domnului Ghiță, Sebastian Ghiță, în România, sentința de refuz a fost confirmată de Curtea de Apel a Serbiei, spune ce? Că a existat represiune și că nu sunt condiții pentru un proces corect în România. Stimați telespectatori, Serbia este fosta țara lui Milošević. România, căreia Serbia îi spune că nu garantează condițiile pentru un proces corect, este o țară membră a Uniunii Europene din 2007 și membră NATO. Cum e posibil? Ați auzit vreodată țara mea? Replica poate să fie că nu poate Serbia, care nu, nu e nici în NATO, să ne dea nouă lecții de... Păi nu, ne-a făcut-o. Ne-a făcut-o și în povestea asta, mă tem că Serbia are profund dreptate, pentru că o structură a parchetelor din România e vorba de unitatea de elită de la Ploiești, sub oblăduirea înțeleaptă și profund eficace a doamnei Chioveși și a domnului Lazăr, ne-au dus în situația ca Serbia să ne spună, sictir, nu vi-l dăm pentru că nu are dreptul la un proces corect. Ce umilire mai mare vrem noi de la această țară, ca o țară care aspiră la Uniunea Europeană, Serbia, să spună unui stat membru, pardon, justiția de la voi este represivă. Mi se pare că doar acest singur argument, lăsând la o parte orice altceva, ar fi suficient ca să spună din perspectivă managerială, over by now. Domnul Răzvan Prișca, am o rugăminte la dumneavoastră. Sunteți amabil să-i lați dumneavoastră apărarea lui Augustin Lazăr. Vă rog eu frumos să faceți pe avocatul diavolului, fără nicio trimitere directă. Așa e expresia. Tudor, ne cunoaștem de multă vreme. Știți prea bine că n-am fost și nu sunt un fan a domnului
laser. Dar cred că totuși trebuie să avem o abordare obiectivă și responsabilă atunci când vorbim despre parchet. Pentru că parchetul în general trebuie să aibă o independență. Trebuie să. Nu așa e normal într-un stat care trebuie să funcționeze. Deci asta trebuie să urmărim. Această analiză statistică a parchetului de pe lângă înalta curte e un pic simplistă, un pic. Ar trebui văzut un pic mai în profunzime și cred că multe din răspunsurile le-am putea găsi în bilanțurile anuale ale parchetului. Pentru că... Sunt convins că Tudorel Toader are mai multe argumente. La parchetul de pe lângă înalta curte... Pentru noi este un bilanț jurnalistic. Parchetul pe lângă înalta curte funcționează pe două principii de competență. Una materială, când sunt situații extraordinare, adică ori prejudicii uriașe, ori crime foarte complexe, care nu pot să fie gestionate la nivel județean sau la nivel de curte de apel, și competență după calitatea persoanei. Adică ajung la parchetul acesta parlamentari, judecători, foști miniștri, persoane care au deținut funcții, nu neapărat politice, dar și administrative foarte importante. Din ce am văzut, cea mai mare parte a celor care, a dosarelor care au rămas în suspensie, au fost declinate sau au fost disjunse sau au fost contopite cu alte dosare. Deci e foarte important să vedem în spate ce se ascunde. Adică dacă chiar sunt 500 de dosare care pur și simplu au rămas cu ane, cum se zice, cu autor necunoscut sau fără nicio o soluție, sau de fapt ele au dispărut. Ele au început ca și dosare penale la înalta curte, dar au dispărut contopite. Ceea ce spuneți dumneavoastră este un argument că o investigație trebuie făcută. E o ipoteză.